Dumnezeu care nu este partenerul. Dumnezeu e dragoste și dragostea lui Dumnezeu întrece orice cunoștință. Așa spune cuvântul Dumnezeu la Efeseni. Încântarea cântărilor spune că este mai tare ca moartea. Slăvit să fie Domnul! Ce minunat e Dumnezeu! Poate și astăzi eram într-o funcție prin Sereiu și poate și astăzi urmăream iarăși creștinii. Poate și astăzi punem la cale o altă crimă. Dar Dumnezeu, care e dragoste, n-a lăsat așa. Și a făcut ca în seara aceasta să-L laud pe El, pe Mântuitorul meu mult iubit, care a făcut așa mult bine casei mele, care mi-a pregătit un loc ca să mă întâlnesc cu Cornelius, să mă întâlnesc cu Isaac, cu Avram și Iacov, ca acolo unde sunt ei, să fiu și eu să mă bucur în împărăția lui Dumnezeu. Ce minunat lucru este asta! Cum știe Dumnezeu să-și aleagă oamenii? Nimeni nu-i ca El în bunătate și în dragoste. Dacă oamenii ar dau mântuirea, mulți ar zice acum, când voi începe să depun mărturie, omul acesta nu merită să fie mântuit. Nici n-ați auzit încă. Numai numele de securist deja v-a speriat. Dar Domnul Iisus, care este dragoste, El a șters totul prin scumpul lui sânge de la Golgota. El a făcut așa cum a făcut și lui Cornelius, să vorbească într-o limbă nouă, să vorbească în limbi noi. Duhul Sfânt a fost peste el și peste casa lui. Un om cucernic și temător de Dumnezeu. Un om care ajuta pe cei săraci. Ce minunat când vom auzi, veniți binecuvântați-i Tatălui meu. Veniți binecuvântați-i Tatălui meu. Un ecou așa va răsuna, pentru că am fost flămând și mi-ai dat să mănânc. Pentru că am fost dezbrăcat și m-ai îmbrăcat. Am fost însetat, am fost bolnav și ai venit la mine la spital. Doamne, când ai fost tu acolo? Când ai făcut celor mai neînsemnați? Vreau să depun o mărturie în fața dumneavoastră. Dragii mei, am lucrat ca ofițer și ca major de securitate în ultima oară și activitatea mea personală a fost cultele religioase. Dumneavoastră trebuie să știți un lucru, pentru că din cultele religioase, biserica care a fost cel mai greu oprimată a fost cultul pentecostal. Și o să vă spun și de ce au fost ei. Și o să spuneți, dar de ce n-au fost ortodoxi sau catolici? Nu, că aceștia făceau voia noastră. Aceștia ce le spunem noi să facă, aia făceau ei. Pentecostalii, ei aveau ceva deosebit. Și aceasta era lucrarea Duhului Sfânt. Aleluia! Mărire Domnului! De aceea ați auzit o lucrare minunată care astăzi este în casa lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! În vremea aceea, la cabinetul 2, știți cine era acolo șef? Dacă putem să stârpim pe acești penticostali. Articolul 30 din Constituție nu ne dă dreptul acesta. Și atunci am început să lucrăm așa cum ne-au învățat instructorii noștri, cum să lovim sub centură, mai bine zis, ca cei din afară să nu afle, de fapt, de mârșăviile și crimele pe care noi le săvârșim. Și am trecut la lucru, cum se spune. Am fost reclutat din cadrul miliției și am ajuns aici pe primăverii. În 3 ani de zile a reușit să facă de mine un călău, un om care ucide cu sânge rece și nu trebuia să ucid oameni vinovați, ci oameni nevinovați, copii al lui Dumnezeu. Trebuie să știți, scumpii mei, că în fruntea cultului, acolo era un om de-a nostru, care întotdeauna supraveghea activitatea cultului și se supăra foarte mult când cei care erau puși să facă, conform planurilor noastre, nu se ascultau. Mulți erau botezați cu Duhul Sfânt și nouă nu ne plăcea lucrul ăsta. Multe lucrări se făceau și noi nu vreau să se întâmple așa. Mulți dintre bătrânii adunării plecau pe sate, vesteau Evanghelia și stăruia după Duhul Sfânt. Și noi nu vrem să se întâmple așa. Și atunci a trebuit să lucrăm cu mare grijă ca oamenii aceștia să fie suprimați, să fie uciși. Și dumneavoastră, în București ca și în alte orașe, ați văzut niște afișe pe pereți. Dispărut, dispărut, dispărut. V-ați pus întrebarea unde dispăreau oamenii aceștia? Vă spun eu, aceștia dispăreau la Jilava. Acolo intrau în Fortul 13
și ieșirea lor era pe coșul, fumul. Vă fac aceste mărturii, nu să vă sperii, pentru că copiii lui Dumnezeu nu se sperie de așa ceva. Am avut doi creștini, bătrânică și un bătrânel, nu știu atunci dacă au fost penticostali, au cântat până în ultima clipă. S-au ținut de mână și au cântat. Și au spus că ei merg acasă. Noi râdeam și am spus, cum să meargă acasă? Care e casa lor? De fapt, ce casă au ei acum? Doar crematorul. I-a dat să plângă puțin și soțul a îmbărbătat-o. Acum ne întâlnim cu Iisus, nu plânge. Fii bucuroasă! Și îmi dau seama că lucrul ăsta parcă l-aș spune și eu. Dacă aș fi să plec acasă, mă întâlnesc cu Iisus. Mare lucru este să te întâlnești cu cel care îi slujește. Dar în fața puștii mitraliere, în fața Kalașnikovului, greu se pocăiesc oamenii. Aceștia erau pocăiți. Aceștia erau creștini cu adevărat. N-au cedat și au rămas pe metereze. Și-au dat viața. Martiri ai secolului 20. Martiri care și astăzi aș putea să amintesc din câțiva din ei. Un frate scump de aici din București, fratele Magdare, care eu personal l-am schinguit pe omul ăsta. Și când a plecat din birou a spus, zice, sora Magdare, cred că e la frații baptiști. La Alba Iulie ne-am întâlnit și la Sebeș Alb. Veneam încoace și aici în Gara de Nord ne-am despărțit. Și spune, frate Gheorghiță, mult te-ai mai ocupat de fratele meu, mult l-ai mai schingiuit și a pierdut sărmanul viața doar din mâna ta. Fratele acest, câteva cuvinte despre el, e un martir, să știți, și a pierdut viața pentru Domnul Iisus. Vestea Evanghelia prin pețe, nu-i păsa de nimeni, să știți. Era lovit de securitate, bătut, adus înapoi iarăși, dar n-a cedat niciun milimetru. Fraților, nu cedați. Avem un Mântuitor atât de scump. Nu cedați. Pregătiți-vă să vă întâlniți cu Dumnezeu. Așa spune Amos, prorocul. Vă spun că trebuie o pregătire. Trebuie să avem aceea dragoste din Dumnezeu care trece orice cunoștință. Să putem iubi pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Să fim tare atunci când vom ajunge, pentru că nu s-a terminat martirajul. Va începe în curând iarăși. Și atunci nu știu cum vom sta în fața pistoalelor. Tare greu va fi atunci. Fratele Ștefan, fratele Gheorghe, fratele Petrică Duhulescu, adevărați martiri ai secolului 20, frați scumpi în Hristos, care s-au luptat pe metereze, n-au cedat deloc. Nici măcar un centimetru. Aceștia zic că Domnul să-i binecuvinteze. Care sunt în viață să-i țină Domnul tare să lucreze mai departe. Și acum, scumpii mei, vreau să vă spun că frații de dincolo vreau să ne ajute. Ne trimiteau cărți de cântări, Biblii. Nu ajungeau la dumneavoastră. Noi lucram și noaptea și ziua. Neîncetat, pachetele erau verificate foarte munițios. Telefoanele acelor care erau suspecți erau bine controlate. Acele persoane care le vedeați dumneavoastră că vine de la PTTR-ul nu erau alții decât ofițeri de-a noștri, care punea musculița aia acolo ca să poată ofițerul să asculte tot în casa dumneavoastră, de acolo de lângă perete. În cadrul bisericilor am pus informatori, am pus oameni care să verifice tot ce se întâmplă în adunare. Aceștia erau Iuda Iscarioteanul, oameni plătiți din cadrul Ministerului de Interne. Nu făceau altceva, erau botezați, bineînțeles, așa știați dumneavoastră, că sunt frații dumneavoastră, dar departe de a fi numiți frați. Când veneau frați din străinătate, ei erau primii care băgau casetofanele în priză. Caseta ajungea la noi, pentru că vreau să știm tot ce se întâmplă acolo. Iar străinul care aducea doar două, trei cuvinte, elogii la adresa de unde vine, ei se punea interdicție pe viză și pe pașaport, nu mai putea să vină în țară niciodată. Activam în cadrul bisericilor, acolo unde erau bătrâni care nu vreau să asculte. Bineînțeles de ce spuneam noi. Și atunci trebuie să
le dăm amenzi sau dacă era cazul să-i terminăm de acolo. S-au întâmplat cazuri foarte multe când dumneavoastră, care sunteți mai în vârstă, când ați stăruit după Duhul Sfânt și au venit securitate peste dumneavoastră și poliție de multe ori, nu v-ați mirat cum s-a întâmplat ca acolo în casa unde v-ați adunat să stăruiți după Duhul Sfânt, au știut și polițiștii și securiștii? Nu v-ați întrebat de unde știau noi? Era Iudal în adunare și omul acesta era plătit bine ca să facă lucrarea aceasta. Iar dacă mai sunt, Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să se întoarcă la Dumnezeu cât mai este vreme. Să nu rămână un trădător al lui Iisus, ci să facă o legământ cu Dumnezeu. Pentru că mare este Dumnezeul nostru și Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul nostru a neamurilor. Iată că această activitate de care vreau să vă spun, a serviciului secret, care acționa în toată țara românească, își făcea pe deplin datoria. Și atunci când era cazul, aveam poate și câte doi sau trei informatori într-o casă de rugăciune. Știam tot, de fapt, ce se întâmplă în adunare. Și chemam pe prezbiter care nu vrea să colucreze cu noi sau pe pastor. Și știam cum ai mărit casa de rugăciune cu 2 metri. Și că au lucrat noaptea la ea. Știam tot ce se întâmplă. Și atunci a început lupta cea mare, dărmarea bisericilor. Atunci a început luptele cele mai grele. Capii religioși au fost imediat luați. Biserica n-a știut aproape mai nimic. N-ați avut dumneavoastră de mine să știți lucrurile acestea. Și vă puneți întrebare, de ce a luptat securitatea împotriva dumneavoastră, împotriva cultului? Știți de ce, frați și surori? Pentru că se aduc anumite prejudicii statului român. Atunci și astăzi. Știți care este acest prejudiciu? Cultul pentecostal refuză și mustul, dar emite băuturile alcoolice. Ați văzut cum umblu pentecostale să-și cumpere televizoare? Ați văzut așa ceva? Ați văzut un om pentecostal cu sticla cu rachiu în brațe? Sau cu țigara în gură? Imaginați-vă ce s-ar însemna dacă s-ar pocăi orașul, un municipiu. Băncile ar da faliment, să știți. Acesta era un rol foarte important. Pentru aceasta vă faceți dumneavoastră și eu acum vinovat. Acest prejudiciu, pentru că un chioșc bombă din acesta, băuturile acele care așa de simplu se fac, doar e numai realizare chimică în laborator. Apă și praf. Și să face băuturi cât vreți dumneavoastră. Tone, tone în fiecare zi. Și acestea se vând cu bani grei. Oamenii, lumii, când se scoală noaptea din pas sau ziua sau dimineața și aprinde țigară. Are bani? Nu are? Merge, ia împrumut. Și banii vin înapoi în bancă. Nu are bani? Ia împrumut și bea. Observați? Asta e... Pentecostalei refuză categoric lucrul acesta. Nici măcar mustul nu. Și atunci, pentru că ei sunt călăuziți de puterea Duhului Sfânt din cauza asta. Și atunci am auzit vindecări, am auzit că această putere face răvagii în rândul creștinilor și trebuia să oprim. Și să știți, în unele adunări chiar destul de mari, s-a oprit lucrarea Duhului Sfânt. Acolo unde oamenii aceștia lui Dumnezeu erau luați și înlocuiți cu oamenii noștri. Și atunci biserica aceea era o biserică moartă. Putea să vină acolo cât de mulți pocăiți. Acea biserică nu mai era vie. Erau doar oamenii care se adunau într-o adunare, atât. Nu se întâmpla nimic acolo. Și puteam să-i conducem foarte ușor pe aceștia. Știam exact tot ce se întâmplă și eram liniștiți. Iar în bisericile de la țară sau unde mai erau bisericuțe mai mici, și unii frații bătrâni, frații în vârstă, unii din ei care încercau, atunci veneam cu amenzi, cu bătăi, știu frații bătrâni cât de mult ori suferi. Câtă suferință și alții, anumite județe și chiar și în Hunedoara, unii și-au pierdut viața. Scumpii mei, am spus aceste lucruri, nu să vă sperii. Noi ne-am pregătit. Și dacă nu suntem pregătiți, destul ne pregătește Domnul. Pentru ziua aceea, pentru că nici eu n-am rămas așa indiferent. Când am început să desconspir informatorii, când am început să-i arăt, uite, ăsta, frate Petrică, ăsta, uite, ăsta l-am plătit noi,
Și după ce a fost desconspirată toată rețeaua informatoare, am ajuns într-un lagăr de muncă care dumneavoastră nici nu știați că există așa ceva în România. De la Oțelul Roșu spre Zăvoi, acolo sus lângă Scorilo, s-a făcut un baraj. Acesta s-a făcut cu hoți, cu oameni care treceau vraduros granița și tot felul de oameni care erau împotriva statului român. Vedeți, dumneavoastră, multe lucruri nu le știți, dar ceea ce știți este că puterea Duhului Sfânt v-a călăuzit mereu și chiar dacă n-ați știut lucrurile acestea, nu e atât de important. Dumnezeu este salvatorul nostru. El ne-a apărat. Și acum spun cât de minunat este Dumnezeu pentru că a intervenit și în viața mea. Când eram mai aprig, când eram mai rău cu creștinii, atunci a venit Domnul să-mi vorbească și mie. Și acum o să vedeți dumneavoastră că n-a vorbit Domnul pentru un bărbat. Că așa am auzit, frații, că femeia este un vas mai slab. În dicționar, cuvântul vas slab înseamnă un vas gingaș. Deci, fraților, nu înseamnă că femeia este așa de slabă și să o dăm la o parte. Nu, 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 nu. În Biblie vedem și diaconițe și prorocițe și lucrări mari a făcut Dumnezeu prin surorile noastre. Aș vrea să vă spun că o femeie, știind că am dărmat biserica pe dorobanților, știind că fratele Petrică a fost spart bazinul și rupt mâinile și picioarele, accidentat de două ori, e fratele Duhulescu, e vorba de el, să știți. Și totuși, de acolo o creștină vine în birou la noi. Ofițerul de serviciu o aduce și iată-mă că în fața acestei femei, când am văzut-o că a venit, nu m-a interesat prea mult, numai că am întrebat-o cu ce ocazie și a spus cu legătură cu fetița dumneavoastră. Am spus să ia loc și când a luat loc, i-am spus dacă ați venit cu o propunere sau ceva ca să îmbunătățească viața ei, spuneți-mi repede ce să fac sau ce doctor îmi recomandați. Am găsit un medic mare de tot. Un medic care este mai mare peste toți medicii din lume. Și atunci, impresionat, am spus, pixul să-mi notez adresa. Și ea zice, nu, 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 nu. E medicul suprem Iisus. El nu are nevoie de o adresă. Noi mereu ne rugăm către El. Și El are un plan cu dumneavoastră și vrea să vă vindece fetița. Și am spus, eu nu cred că tu ai un Dumnezeu care să vindece. Și atunci am scos bastonul de cauciuc din sertar și l-am arătat. Și am spus așa, vezi tu, femeie, acesta e de fapt e Dumnezeul meu. Și Dumnezeul cel adevărat e la București acolo. Știți dumneavoastră care era Dumnezeul meu, nu? Sigur că îl știți. Eram un ateu convins. Credeam că niciodată nu va cădea comunismul. Și atunci am zis să-i dau o lecție femeia aceste, o femeie mistică, și ca să vadă că nu există Dumnezeu, ci puterea noastră este puterea legii, puterea bastonului, și să-i dau o lecție deosebită, ca altă dată să nu mai vorbească de Dumnezeu. Când m-am apropiat de ea și am zis cu glas tare, să te scape Dumnezeul tău de Dumnezeul meu. Și eu râdeam acum cu bastonul în mână. Să te scape, poftim. Vezi ce Dumnezeu bun am eu? A tău unde-i? Că nu-l văd. Să vii să te scape. Și când m-a avut un metru să mă apropii de ea, trebuie să-ți fiți foarte atenți. A venit Dumnezeul ei. Și a început să-mi bace ace în mâini. La picioare, la stomac, am simțit stare de vomă. Și am căzut jos la picioarele ei în nesimțire. Am leșinat la picioarele ei. Nu știu cât am stat acolo leșinat. Când mi-am revenit ea, îmi pusese apă la tâmple și căuta să mă ridice, să mă pună pe un scaun. No, cum mă vedeți, un om mai plinuț. Când am realizat de fapt cum am căzut jos, nici nu puteam să vorbesc, în clănțărea dinții în gură de frică. Mi-era frică de ea. Cu ea era o putere. Cu ea era Dumnezeu cel adevărat. Și ea mi-arată, zice, vezi Dumnezeul tău. Uite, Dumnezeul tău a căzut jos acolo. Uite, mi-arată bastonul de cauciuc jos. Uite, Dumnezeul tău jos.
Acum ascultă, bărbatule, ascultă de Dumnezeu cel adevărat. Medicul Iisus din Golgota vrea să-ți vindece fetița. Chiar dacă tu zici că meningocefală o boală grea, incurabilă, și o paralizie, niciodată n-a fost vindecată. Medicul Iisus numai El e singurul care poate. Și atunci am rugat-o frumos. Te rog frumos, pleacă cât pot mai repede de aici, că mi-este tare rău. Nu mai vorbi de Dumnezeu tău și fugi repede de aici. A plecat sora și am rămas mai departe la gândul și la ideea că Dumnezeu există de data asta. Iar eu am luptat împotriva lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de cei care ardeau în crematorul. Și noi bajocoream, ne uitam pe acea vizită acolo în Fortul 13, ne uitam cum, datorită coloanei vertebrale, omul vine așa în fund, câteva secunde. Bineînțeles, cu paharul în mână, râdeam și bajocoream. Și atunci m-a prins o frică și am spus, Doamne, mai poți Tu ierta ceva la mine? Am întrebat-o pe soție, Lenuța, Tu crezi că există Dumnezeu? Soția mea a cântat romanțe, de fapt, distra pe domnii ofițeri. Și ea zice, Dumnezeu există, sigur că există. Păi știu că există, dar nu ai spus niciodată că există. Măcar o dată, dacă mai fi mângâiat, să spui că există Dumnezeu. Acele coșmaruri le aveam mereu, mereu, noapte de noapte. Și soția n-avea voie să știe lucrul acesta. De fapt, de ce strig și urlu noaptea în pat? Vedeam acei oameni cum veneau arzând spre mine și spuneam, vreau viața înapoi, vreau viața înapoi. De unde să dau eu viața înapoi? Eu știam numai să o iau pe viață, nu să o dau. Cel ce dă viața este singurul Iisus, glorie Lui. Vrăjmașul a căutat să-i înveți și am luat, am făcut lucrul acesta. Mâini murdare de sânge. Și apoi a venit o sărbătoare care, noi așa spuneam atunci, sărbătorile de iarnă, Crăciunul, și atunci l-am pus pe Dumnezeu la încercare. Am auzit colindătorii, cântau, iată s-a născut Mesia, iată s-a născut un mântuitor al lumii întregi. Eram așa de bucuros că, într-adevăr, Mesia vine și la mine. Așteptam ceva deosebit să se întâmple. Și atunci zic, cum să fac oare? Nimeni nu mi-a dat niciun sfat. M-am dus și am luat pe Mihaela din pătuți, așa cum și ea, cu picioarele strâmbe, moi ca niște cârpe, așa arată fetița. Vă mărturisesc că am luat-o în brațe pe balcon și am spus, eu nu te-am văzut niciodată, Iisus din Golgota, că așa am auzit de la femeia aia. Eu nu te-am văzut niciodată. În naivitatea mea de atunci, credeam că Domnul personal vine și îmi vindecă fetița. Și eu am secat la picioarele Lui și am să-i spun, de fapt, tot ce am făcut. N-a fost așa. Am așteptat tot mereu. Avem un frățior scump care l-am băgat pentru dilapidare. Trebuie să-i găsim ceva. Ordonanță de reținere, de începerea urmăririi penale, unui dosar. Să nu vă gândiți că fratele a făcut vreo faptă antisocială. Nu. A primit niște bănuți din Germania și a mai mărit puțin casa de rugăciune. Și știți că securitatea ura lucrurile acestea. Bisericile trebuia să rămână câte mai mici. Atunci, pentru un metru care să mărea o casă de rugăciune, trebuia să plătească cu viața. Alții trebuie să plătească cu ani de închisoare. Și fratele acum urma să primească 7-8 ani, mă rog, cât trebuia să primească. La tribunal, procurorul spune, zice, trebuie să mărturisească. Îl bătem la talpă, în locurile sensibile, știți dumneavoastră unde, cum. Betul om reșina de fiecare dată, la fiecare bătaie. Când mă vedea că intru în celulă și să-l scot, începea să strige, Iisuse, nu mai pot! Înainte de Crăciun, m-am dus la el și după Crăciun am stat mult de vorbă cu el și am spus, iată, va sosi o zi în care îți voi spune un secret. Iar după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, cum sărbătorim la 25 decembrie, am luat pe acest frate și l-am dus în birou.
și el acum aștepta să vadă când scot bastonul și când mă apuc de el iarăși. Și acum zic, știi de ce ești aici? Pentru că trebuie să te rogi pentru mine. Trebuie să te rogi pentru Ana Mihaela. Și zice, cine este Ana Mihaela? E fetița mea. Am 4 copii și al 5-lea este bolnav, paralizat și surdomut. Atunci, omul acesta se uită la mine. Cred că nu glumiți, nu glumesc deloc. Dumnezeul tău e și Dumnezeul meu, înțelege? Vreau să scot ordonanță de scoatere în libertate și vreau să plece acasă, înțelege? Dar acum vreau să te rogi pentru mine. A început rugăciunea. Nu putea să stea nici în genunchi, pentru că era zdrobit sărmanul. De-abia a putut să stea un pic pe scaun și l-am prins de mâini și el m-a prins pe mine și a început să se roage. La un moment dat a venit puterea Duhului Sfânt peste el. Și când a început să se roage în limbi, eu n-am mai auzit niciodată așa ceva. Nici n-aveam de unde să aud. Știam că pocăiții penticostali au Duhul Sfânt și se roagă într-o limbă străină. Eu nu i-am auzit. Personal eu nu. Pentru prima dată atunci am auzit. Și atunci am strigat la el, că mi-era frică. Am simțit în mâini, parcă intra în mine curenți electrice, așa intrau în mine. Și am spus, oprește-te și vorbește românește, pentru că mi-e frică de tine. La un moment dat se oprește și spune, iată bărbatule, așa vorbește Duhul Sfânt. Și atunci mi-am dat seama că există un Duh Sfânt, care acum îmi vorbește mie. Iată că eu, Domnul Dumnezeul tău, vreau să spun că fetița ta puțină vreme mai este și va fi vindecată. Iar tu trebuie să-mi slujești mie. Gata. Ai slujit mult diavolului. Acum trebuie să slujești mie. Eu sunt Dumnezeul tău. Eu am să-ți vindec fetița. Slăviți să fie Dumnezeu. M-am dus și am adus mâncare. La 2 zile l-am pus în libertate și l-am ajutat ușor, că nu putea nici să meargă. L-am pus într-un taxi și l-am dus acasă. Și am spus, cum poți să vii și la mine seara să ne rugăm? L-aducea fetele lui. Acolo pe Viorele 3 cu 11, unde am stat în Hunedoara, așa l-au dus până la etajul 3, unde eu locuiam. Și ne rugam până seara târziu. A făcut ungerea lui Ana Mihaela. Slăvit să fie Domnul. Și apoi iată că n-a dorit mult, așa cum Duhul Sfânt a spus. Și într-o dimineață, când m-am trezit, am auzit zgomot. Soția zice, du-te repede, că să știi că iar tu ai lăsat ușa deschisă la balcon. Eu, într-adins, lăsam ușa. Știți de ce? Ziceam că vine Domnul Iisus și să nu fie ușa încuiată, să poată intra. Să vină la mine. Eram naiv, așa este. Dumneavoastră poate chiar râdeți, dar eu așa credeam. Să găsesc o ușă deschisă, să vină la să vindece fetița. O iubeam așa de mult, cum se poate așa copii zdraveni, cum aveam eu, și ea nici măcar să poată vorbi, nu se poate. Și acum când știu că există Dumnezeu cu adevărat, este imposibil să nu vină, imposibil. Așteptam ceas de ceas, clipă de clipă, să vină în casa mea și să vindece pe Mihaela. Și iată că a venit. Când m-am trezit și m-am dus la Pătuț, Pătuțul nu era consolidat bine, pentru că nu era cazul, ci cine era să-l strice. Ea făcea zgomot cu mânuțele și era în picioare. Și primele cuvinte a spus tate. Când am auzit că vorbește, am leșinat iarăși. Iarăși a venit acea frică peste mine. Soția zberată a trecut pe lângă mine. Eu am căzut jos. Când mi-am revenit, era casa plină de oameni. Și vedeam cum Ana Mihaela fugea de la un perete la altul. O puneau ei să fugă, să meargă rapid. Și zic, Lenuța, cum de mergi, Mihaela? Zice, nu știu. Nu mai pune întrebări. Tu te-ai rugat, nu știi? Tu ai cerut la Dumnezeu tău și uite că merge. Așa este, și am început să plâng. Și oamenii căutau toți să mă duplece și să spune, nu mai plânge.
Că totuși a venit și ți-a vindecat fata. Ce vrei să mai facă Domnul pentru tine? Da, da, putea să stea măcar 5 minute. Să nu spui eu că aveam multe să-i spun. Acum plângeam și spun, oare să mai vină Domnul într-o seară? Să stau oare treaz să vie? Să-mi spună de fapt de ce a vindecat-o? Chiar nu vrea să stea de vorbă cu mine, știu că-s păcătos. Dar să stea puțin să-i spun de fapt tot ce am făcut eu, nu? Era logic, așa gândeam eu. Iar când am cunoscut pe frați, când m-am dus cu fetița jos și au văzut-o de la evidența populației și pașapoarte fetele noastre, am spus, ce minune e asta, cum de fetița merge și vorbește. Și am spus, Iisus din Golgota a făcut lucrul ăsta, mărirea Domnului nostru, aleluia. Și așa au rămas de impresionate toate. Și au spus, da, numai un mântuitor putea face așa. Și am avut colegi de-ai mei care puneau capul în pământ și nu spuneau nimic. Și vine un coleg de-a meu și spune, zice, nu, acum vezi că există Dumnezeu? Când dădeai foc la Biblie, la inspectorat, când ți-am spus că nu e voie, că cartea aceasta e cartea lui Dumnezeu, tu ai spus că nu există Dumnezeu. Acum vezi că există. Uite-te la fetița ta. Cine putea să-ți o vindece? Și eu plângeam lângă ea. Am fost trecut imediat în rezervă, a pus Consiliul Ofițerilor și categoric, nu puteam să rămân nici măcar o secundă. Mi-au spus imediat de la inspectorat că sunt un om foarte periculos. De acum va fi o luptă mare pentru mine, pentru că eu cred în lucrurile mistice. Și am spus, zic, nu, eu cred în lucrurile adevărate. Avem aici probă. Aș vrea acum să fie Mihail aici, dar cred că în curând o să o aduc să vedeți. E o fetiță zdravănă, puternică, așa ca mine. Așa a făcut Dumnezeu. Așa știe Dumnezeu meu să lucreze glorie Lui, să facă dintr-un stâlp, dintr-un om, din nimic. Acolo nu numai piele și os, acolo unii numai boală. Să facă un om sănătos, perfect. Să-i dea voce, să-i dea grai, să-i dea auz, să-i dea picioare, mâini. Noi seara ne uităm mereu la mâinile ei. Cum vedem că merge repede prin casă și sora ei mai mare, care acum un an și ceva în urmă a primit și ea Duhul Sfânt, și toți ne uităm la ea și zicem, Doamne, cum ai făcut lucrarea asta, că eu nu pot să pricep nici acum. Cum ai putut să-i pui tu picioare? Cum ai putut să-i tai tu grai, Iisuse? Tu toate le-ai în mâna ta binecuvântată. Ce minunat ești tu, că ești un Dumnezeu viu. Alții au Dumnezei morți puși acolo pe pereți. Dar noi avem un Dumnezeu viu în cer, glorie și mărire Lui. Asta e un lucru minunat. Și mă bucur că astăzi pot să laud pe Dumnezeul meu. Această lucrare minunată pe care a făcut-o Dumnezeu în casa noastră. E minunat cu Dumnezeu, scumpii mei. Este așa de minunat Dumnezeu nostru. Pentru că El știe de fapt cum trebuie să facă lucrurile acestea. Mă rugam cu frații și mai târziu mi-au spus frații, Domnul Iisus a fost în casă la tine, să știi. Dar să știi că n-am plecat, cum spui tu. Pentru că în seara de Crăciun am luat toate băuturile care le aveam, toate sticlele de șampanie franțuzească, englezească, tot ce aveam eu și coniacuri și unghi și tot, și le-am turnat în veceu. Și am spus, Doamne, de acum nimic în gura mea, decât numai apa. Și slavă Domnului că arăt bine, așa-i? De atunci nu mi-a mai trebuit deloc. Și sunt un om sănătos. Și recomand celor care au viciul acesta de a bea, niciodată să nu pună în gură, pentru că Satan aici găsește mult de lucru și ucide chiar alcoolul, drogurile pe care noi le foloseam atunci. Și toate acestea, Domnul Iisus le-a luat așa de rapid. Cât de minunat e Dumnezeu! Mai întâi Dumnezeu, să știți că n-au pe Mihail a vindecat-o, ci pe mine. Mai întâi pe mine m-a vindecat, să știți.
mie mi-a pus scârbă față de băutură, lucru pe care mie atât de mult îmi plăcea, nu puteam o zi. Vă dați seama și de ce? Când trebuie să se duce să iei viața unui om sau când trebuie să se ne sentința unui om, că știi că omul acela unde ajunge, îți trebuie un sânge deosebit de rece. Și atunci trebuia să folosim aceste băuturi. Dar când Domnul Iisus a venit prin adevărul Lui și s-a prezentat, la început a venit cu frică și mai târziu a venit cu dragostea Lui. Ca să pot să iubesc pe cei din jurul meu, am fost o persoană insensibilă. N-am putut iubi pe nimeni, numai pe mine mă iubea. Pe soția o călcam în picioare. Și așa mă duceam eu la alte femei, nu era vorba. Dar ea era numai mama la copii, atât. Soția mea are niște semne pe picioare. Am tras cu pistolul în ea, să știți. Am venit într-o seară, într-o stare vedită de beție. Și am vrut să iau viață. Dar Domnul n-a îngăduit lucrul acesta. Și cum eram beat de nu mă putem ține pe picioare, glonțul a intrat într-o vană, în vana de la baie. Mai sus de rubinet a lovit glonțul și l-am păstrat multă vreme. Știți de ce? Am vrut să văd cum a încercat diavolul să iei viață. Soția a rezistat atunci, frați și surori. Un om care nu-L are pe Dumnezeu este gata să facă orice rău aproape lui său. De aceea numai cu Dumnezeu poți să ai dragoste, să poți să iubești pe cel de lângă tine și să poți să iubești soția ta, familia ta. Dragostea este lucrul cel mai de preț, pentru că toate lucrurile vor rămâne aici pe pământ, dar dragostea va merge mai departe. Să știți că e minunat cu Dumnezeu. Că trebuie să iubești. Mai târziu am crezut că trebuie să fac lucrul acesta. Dar soția mea un an de zile nu s-a întors la Dumnezeu. A trebuit într-adevăr să lupt și eu. O luptă destul de grea era pentru mine. Am început să fac mâncare, am fost atent la ea. Să știți că știu să cos goblenul, puteam să vă dau și chiar lecții care vezi din surori. Am învățat de la ea. Soția mea, ea știa că pocăiții nu au voie să își bată soțiile. Dar dacă ea nu-i pocăită, ea are voie, sigur că da. Și căuta nod în papură să vadă când mă prinde că cad și eu pe bec, că multă bătaie o mai lua de la mine. Și acum să se răzbune. Și vorbea cu colega, e doar de a greși odată pocăitul. Și ei s-auzi cum strigă. Trebuie să mergem acum la Corinteni 13, că acolo se rezolvă toate lucrurile. În altă parte nu mergeți, fraților, că nu merge. Ne depărtăm de Biblie atunci și nu mai suntem în Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 13 rezolvă problemele noastre. Acolo e dragostea. Galateni 5:22 e dragostea. Și apoi într-o seară, cum am spălat trupii, am dat ghesiu, am pus cele albe cu cele roșii și au ieșit acolo, vă dați seama ce. Nu, și acum căutam să acoper greșeala. Zic, mâine după ce pleacă, eu am să reușesc să le pun iară în uzi, cu clor, că mă învățase de fapt o vecină, că m-am dus repede să spună, uite ce prostie am făcut. Ei, lasă că, zice, lenuța nu e așa de rea. O să vedeți că nici n-a fost rea. Când s-a dus la coș și imediat parcă cel rău acolo, scămosul acolo dus-o. Păi ce scămosul, ce așteaptă asta? Și când a văzut că rufele sunt colorate, atunci a început să-mi aducă reproșuri mari. Și atunci și bajocul și tot ce a vrut ea. Zice, nu era bine să rămâi tu acolo unde ți era locul. Să speli haine, așa ai ajuns. Tu nu vezi ce ai ajuns, că mi-e rușine cu tine. De ce n-ai rămas acolo unde ai fost? Deci, mamă, zic, dar tu nu vezi că avem o fetiță vindecată, cum poți vorbi așa? Ei, lasă, că dacă Dumnezeu tot o vindeca, nu neapărat tu să-ți lași serviciu. Și acum, zice, de ce ai făcut asta? Păi zic, n-am știut, puteai să mă aștepți pe mine. Ești mândru și îngânfat, lasă că-ți dau eu ție. Te pun eu la punct. Și ia furtunul de la mașina de spălat,
și vine spre mine. Mă uitam la ea, soția ei, o femeie micuță, așa, uita, și puțin grăsuță, nu o iei, se ajungă la mine, trebuie să urce pe scaun. Dar Satan, scămosul, o pregătise bine. Și când începe să ardă lui fratele Gheorghiță pe Bulevardul Spinării, a început să facă vârși negre pe spate. Am prins cu mâinile tare, așa, din mașina, disperat, și am zis, Doamne, fă ca să nu dau drumul de aici, că tare, mare pericol se va întâmpla și îmi pierd mântuirea. A venit scămosul diavolul și mi-a spus așa, vezi ce hal ai ajuns pentru pocăința ta? Dar e scris în Biblie că tu ești stăpul casei, ești capul familiei, te rog să faci ordine în casa ta, ia-o puțin de păr, dă cu ea de pământ, să simte că tu ești bărbat în casa ta. Ce faci? Stai? Nu te uiți ce face cu tine? Și am spus, dar asta nu-i glasul lui Dumnezeu. Asta e altă șoaptă. De care cine mă vorbește mie asta? Și când frații spune, când ajungi în dilemă, frate Gheorghiță, aleargă repede la Biblie. Că acolo Biblia, de fapt, îți răspunde. De fapt, Biblia îți vorbește. De fapt, Biblia îți răspunde, de fapt. Și când am dat drumul, de la mașină, soția a fugit repede. Știi ce a zis în gândul ei? Dar dacă se dispocăiește ăsta, iar îmi dă și el atunci. Și a fugit imediat pe scări în jos. Eu repede, curios, să vedem ce îmi spune Biblia. Și când deschid, exact Corinteni 13. Dragostea iartă totul, sufere totul, îndură totul, acopere totul. Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Asta este un bărbat adevărat, un creștin adevărat, care poate să ierte, să sufere, să rabde, să îndure. Atunci ești un creștin adevărat. Glorie să fie adusă Dumnezeului nostru. Și m-am dus repede și am chemat-o pe scări. Denuța, hai acasă, hai urcă sus, că Domnul Iisus ne iubește și pe tine și pe mine. Dar zice, urc sus, dar nu mă bat. Nu. Acum trebuie să-i confirm și de ce. Dar de ce nu mă bați? Pentru că mâinile acestea sunt ale Evangheliei. Acum cu acestea eu nu mai pot lovi pe nimeni. Bine, zice, dacă zici că așa e, urc sus. Și vine așa încet, dar să uita, să vadă, închid cu ea la ușa. Și am lăsat ușa, că am văzut că se sperie, așa era foarte speriată. Și m-am dus lângă masă, unii de fapt pusese mâncare și am început să mă rog. Unul din copii zice, tăticule, zice, oare mămica iar o să te bată? Zic, nu știu, zic, întrebați-o voi. Poate iar o să mă bată, zic. Dar eu să-i spun mămica să nu te mai bată, că tu acum ești bun. Tu mergi cu noi la cofetărie, tu acum deții mult la noi. Trebuia să te bată atunci când beiai și făceai rău. Nu acum. Ei, uite că acum mi-a venit vremea mie, zic. Și atunci am zis, ei, Gheorghiță, mult ai dat bastoare, pe mulți ai chinuit. Ți-o vine rândul și ție acum, nu? Ce să-i faci? Asta e. Și la rugăciune soția a simțit un lucru. Și a spus mie, m-a cuprins în brațe și a zis, zice, crezi că eu sunt o femeie proastă? Crezi că eu nu te înțeleg? Tu mă poți bate iarăși. Tu faci, mă poți face zob. Dar Domnul Iisus pe tine te-a schimbat. Te-a schimbat Dumnezeu pe tine. Să știi că joi merg cu tine la adunare. Când am anunțat în Biserica Baptistă și am spus, surorilor, fraților, de mâine seară vine soția cu noi. Vine aici la noi în adunare. Și vă rog frumos, zic, s-o primiți cu căldură. Am ridicat în picioare. Când am intrat cu ea, surorilor, du-s-o în față. Și în prima seară, când a început să vorbească un frate, i-a început să plângă. Și vine și mă ia de mână și mă trage acolo în față. Zice, de azi înainte vreau împreună cu soțul meu să slujesc pe Dumnezeu. Ce minunat e Dumnezeu! Că pot împreună cu soția și cu familia mea toată să slujesc pe Dumnezeu. Vă mărturisesc, umbii mei, într-o zi când eram cu soția, și eram la masă cu niște prieteni, vine un frățor din Oravița
și bate la ușă un frate care a fost pe Statele Unite și zice, frate Gheorghiță, am venit să te iau să mergem în adunare. Deci avem o biserică baptistă la părinți, acolo ne sunt părinții mei și vreau să se bucure, frate. Bine, frate, zic, uite acum, zic, facem o rugăciune cu toții și plecăm. Sunt iertiv frații, zic, care au venit aici și am plecat cu fratele, iar dimineața am fost la frații baptiști și după masă ne-am dus în biserica penticostală din Oravița. I-am spus, frate, zic, când am primit Duhul Sfânt, parcă mai bine mă simt în biserica penticostală, zic. Și bine zice fratele, zice, și eu mă simt mai bine acolo. Zic, nu, hai atunci acolo. Am început, mi-au dat frații cuvântul că era un botez și a spus, frate Gheorghiță, te rog să fii foarte rezervat și puțin de tot, să amintești așa telegrafic, cum ai lucrat în securitate, dar scurt, pentru că să avem timp să facem și actul botezului. În timp ce vorbeam, din bancă sare un cetățean și vine în față. Și zice, vezi tu, Gheorghiță, ce ai făcut aici? Și rup, trage așa cu nasul, e repede și arată. Tu aici ai pușcat la mine. Era un frate maghiar. Vezi ce ai făcut? Nu-ți amintești de mine deloc? Mă uit la el, nu mi-aminteam deloc. Ia de-ți aminte, ce ai făcut tu cu mine? Și zic, spune-mi, te rog, unde s-a întâmplat asta? Chiar pe graniță. Și atunci mi-am amintit. Și am venit cu câțiva ani în urmă, acum o retrospectivă, să vă aduc la cunoștință că prima doamnă a țării avea o mare bucurie că ne-i prindeam pe creștini, mai ales cei care treceau granița. Și mai ales familii, ca să fie închiși soț și soție, iar copiii să rămână prin orfelinate, ca să fie distruși, familii distruse. Avea o bucurie enormă pentru așa ceva. Informatorul mă anunță că din biserica penticostală din Hunedoara, un grup de 17 inși va trece granița dincolo. Vai, ce bucurie pe mine că îi prind pe toți, am zis eu, și el îi voi pune cătușile și îi voi duce ploconul tovarășa. Poftim pocăiți prinși, așa am zis eu, bineînțeles. Mi-am pregătit cadrele, mi-am pregătit echipajele, am întărit paza, aproape era om lângă om la graniță. Exact locul pe unde trebuia să treacă călăuza. Informatorul era în adunare, bineînțeles, dar știa ce spune. Nu era, era un caz autentic, real, nu era o poveste. Și noi așteptam din moment în moment să apară pocăiții. Dar nu mai apăreau. La un moment dat vine o căruță cu niște țărani, cu niște pălării localnici. Și au început să sape la porumb și unul a săpat, un săpat, a ajuns până în capăt, acolo aproape de graniță, că acolo e porumbii, să seamănă locurile. La un moment dat lasă sapele jos și trece dincolo, fug. Aia erau pocăiții. Dumnezeu le-a dat înțelepciune. Domnul Iisus erau cu ei, de fapt, și deloc cu noi. Vă spun lucrul acesta pentru că e un caz mai cu haz, dar așa lucrează Dumnezeu în chip minunat. Deci eu laud pe Dumnezeu meu cu câte înțelepciune în chinurile cele mai grele și cazurile cele mai grave. Domnul Iisus era cu ei și Domnul Iisus e cu mine acum. Glorie lui Iisus! Și așa am rămas dimânios
și mâncam mâinile, ca cum a zis, ce raportez eu la generalul Pacepa, pentru că el era șeful nostru. Ce spun eu acum? De fapt, mâine sunt un soldat prost, din gradul de maior. Asta știam, că mă degradează imediat. Sau peste câteva zile voi fi în fabrică muncitor. Și mi-era o groază de... Cum am putut să-mi scape? Cum am putut să nu gândesc eu? Ei, cum vor fi săpat, cred că nu m-am dus să-i văd eu, dar repede au fost în capăt acolo cu sapele și au trecut. Și mai făcea și din mână așa, tai, tai, tai. Nu puteam să tragem, pentru că dincolo erau, deja erau santinelele dincolo și serbii de șvapță, erau foarte duri cu noi. N-aveam cum să facem. Iar acum, la inspectorat telefoane, vorbeam prin stațiile noastre Storno și întrebarea, și sună la ureche, mai bine telefonul ăla nu l-aș fi auzit niciodată. Zicea, i-a prins pe toți? Și am spus, zic, pe niciunul. Atunci, știi ce te așteaptă, nu? Zice generalul, știu. Știu ce mă așteaptă. Zice, dar Clăuz, ai prins-o? Exact, zic, pe ăsta nu. Nu, măcar pe ăla prind el, că poate să-mi bună tovarășa. Și rămâi și tu. Du-te și-l prinde. Și mă duc și eu prin sub sărci, peste tot. Am răzbunit toată hoarda noastră securistă. Și toți am început căutările. Și l-am găsit pe Beton. Și când l-am găsit, să răspund, am tras în el un încărcător întreg. Tot încărcătorul l-am tras în stomac. Și am zis că a murit, că a rămas cu ochii așa sticloși, așa, uitându-se în sus. Și am zis la militar, măi, zic, îngropați-l, băgați-l în pământ. Dar între timp s-a auzit în altă parte foc de armă. Cineva i s-a părut unui militar, că așa toți atunci dădeau aere, că prinde oamenii care trec dincolo infractori. O, era adevărat și când am venit, pe omul acesta nu l-am mai găsit, dar nimeni nu i-a dat importanță dacă iese sau nu. Am zis că probabil l-au îngropat. Au venit la sapă, dar au venit adevărații săteni să sape, nici de cum, aia nu erau. Și au venit și l-au găsit pe omul acesta, acolo, numai într-o baltă de sânge. L-au dus într-o căruță și l-au dus la spital. Medicii l-au operat, fiindcă nu au avut atinse nici unul din punctele vitale, ficat sau splină sau plămâni, omul a rămas în viață. Eu am raportat imediat că l-am prins și l-am împușcat. Și atunci am auzit pentru prima dată, zice, no, bine, bine că l-ai împușcat măcar pe ăla, că ăla nu mai poate să treacă altădată pe niciunul. Și am scăpat cu obraz curat, am zis eu. Acum în fața adunării din Oravița, o biserică mare, omul acesta arăta semnul gloanțelor. Biserica n-avea cum să înțeleagă de fapt ce se întâmplă acolo. M-am dus lângă el și am spus, zic, da, știu ce am făcut. Tu ești Călăuză. Da, eu sunt. Și de fapt, ce s-a întâmplat cu tine atunci și acum? Și atunci, zice, pe mine, așa cum putea el să vorbească, românește, mai stricat, Domnul Iisus a fost cu mine și m-a vindecat acolo și acum urmează să fac actul botezului și eu iert la tine acum. Și ne-am prins în brațe și am plâns unul lângă altul. Așa fac pocăiții și adevărați, plâng. Lacrimile ei au, lacrimile de bucurie.
și am plâns împreună, ținându-ne în brațe, și am povestit adunării, de fapt, ce s-a întâmplat acolo. Am spus lucrurile acestea, doar unul din crâmpei de activitate în munca mea de ofițer de securitate.